Deci, Adi, dacă nu te știe cineva, poți să spui câteva cuvinte despre tine? Ok. Adi Cioroianu este numele meu. După cum vedeți, nu sunt istoricul Adrian Cioroianu. Sunt Adrian Cioroianu, vânzătorul. Ultimii 20 de ani în zona asta de vânzare, în special zona de vânzare business to business, pentru trei mari companii, pentru Orange România, pentru Sony Ericsson și pentru Intel Corporation, cei cu procesoarele din laptopuri. Și mă ocup de zona asta de training, training de vânzări, training de negociere, management, abilități de prezentare, că la asta mă pricep. Și scriu cărți, vând orice, oricând, oricui. Asta e titlul așa mai american, să sară de pe raftul librăriei în ochiul cumpărătorului. Și împreună cu mai mulți prieteni avem și o revistă online, Sales Magazine. Este prima și singura revistă de vânzări din România. Și avem și noi un magazin mic online unde oamenii pot să-și facă abonamente la această revistă. Suntem numai vânzători care scriem din experiențele noastre pentru alți vânzători. Salutare tuturor! Ramo, Alin, Sorin, Andrei, Seleș. Și cam asta sunt eu. Bine, aș mai putea să mă mai laud. Premii cu alea, cu nu știu ce, că na, face bine pentru ego, dar totuși am și întârziat, așa că nu mă mai laud. Bun. Hai să povestim niște lucruri drăguțe despre vânzări. Mm-hmm. Păi, eu aș începe de la o chestiune. Apropo de vânzări, acum o bună parte dintre voi, sau poate cea mai mare parte, faceți zona asta de vânzări online, corect? Aici am răspuns pentru ei. Da. Bun. Și e posibil ca unii dintre voi, pe lângă zona asta de vânzare online, să aveți și vânzare face-to-face. Că e într-un magazin fizic, că aveți voi vânzători care se duc pe la diferite companii să încerce să vândă și acolo. E posibil să aveți și chestia asta, corect? Și asta, dar de foarte multe ori se intervine și telefonic, adică are contact telefonic la confirmarea comenzii sau alte puncte din tatiu procesării de comenzi. Ok. Bun. Păi atunci aș pleca de la o chestiune simplă, apropo de interacțiunea asta cu clienții. Indiferent că se întâmplă online sau se întâmplă prin telefon sau se întâmplă față în față, aș vrea în primul rând să vedeți diferența asta de abordare dintre un hunter și un farmer. Adică, ce înseamnă asta în vânzări? Hunter, vânător. Rolul lui e să aducă clienți noi. Și, practic, orice este permis ca omul ăla să devină clientul tău. Că îi arunci acolo o reclamă, că e, de exemplu, ai un om care sună la telefon și îl ia pe om, pe potențialul client și încearcă să-i vândă ceva, că trimiți pe cineva la un potențial client față în față să încerce să-l convingă. Rolul lui e foarte simplu, să-l facă pe omul ăla să vă fie client. Și atunci orice este permis ca să-l faci pe omul ăla să-ți fie client. Pe partea asta de farming, aia știu, Cristian, am văzut, aia este. Lucrăm, că aveam și noi revista pe un singur server, acum împărțim pe 4 servere, ne-au atacat-o unii, nu știu ce ne-au făcut, în sfârșit. Dar o să fie funcțională în 2-3 zile. Acum e așa, mai urățică un pic. Bun. Pe partea asta de farming, contează foarte mult relația pe care o dezvolți cu acei clienți. Indiferent că e o relație virtuală, indiferent că este o relație de față în față sau prin telefon, contează relația cu omul ăla, ca să-l ții să vină mereu și să cumpere de la tine. Și asta e ce ne dorim toți până la urmă. Ne dorim și clienți noi și avem nevoie de așa numită abordare de hunting, dar ne dorim și clienți care să cumpere în mod repetat de la noi. Să avem grijă de ei și ei să se întoarcă mereu la noi. Și asta este partea asta de farming. E, primul lucru, ca să putem să vindem orice, este să știm ceea ce vindem.
Și când zic să știm ceea ce vindem, n-am pretenția să fiți niște oameni foarte tehnici sau să dați omului toate caracteristicile, toate detaliile despre produsul vostru, până la ultimul șurub, ultima piuliță sau ultima virgulă din contract. Dar e nevoie să avem o idee despre ceea ce vindem. Și aș pleca de la o chestie simplă, apropo de ceea ce vinde fiecare dintre voi. Aș vrea să vă gândiți care este propunerea voastră de valoare pentru clienții voștri. Adică, ce înseamnă propunere de valoare? Aș vrea să vă gândiți și să răspundeți la câteva întrebări, gen, care sunt nevoile clienților voștri la care voi răspundeți cu produsele și serviciile voastre? Cu ce ajutați voi pe clienții respectivi să cumpere de la voi? De ce să cumpere de la voi și să nu cumpere de la alții, de la competitorii voștri? E, în momentul în care luăm un pic răspunsurile la aceste întrebări, putem să le punem cap la cap și să construim practic care este propunerea noastră de valoare pe ceea ce vindem noi. Acum, eu știu că propunere de valoare e o chestie așa oarecum demonetizată oarecum. Toată lumea vinde ceva de valoare, unii și cântă despre ea, valoarea mea, valoarea mea și așa mai departe. Dar aici v-aș propune o V-aș propune o structură foarte simplă pe care să lucrați pe partea de propunere de valoare. Și în primul rând să plecăm de la o chestiune simplă, și anume, de ce cumpără clienții? Și aici vă invit și pe voi să scrieți acolo, eventual și pe Cosmin să răspundă. De ce cumpără clienții? Un produs, un serviciu. De plăcere. Ok, de plăcere, de acord. Și de mai ce? De nevoie. De nevoie. Unii clienți au o nevoie, au o necesitate, au o problemă, unii au un moft. Sunt diferite motive. Și atunci, în momentul în care construim o propunere de valoare, ar trebui să plecăm practic de la nevoia clientului. Dar vedeți, și partea asta de nevoia clientului. Una e ce își doresc unii, ce nevoie au ei, alta e ce au alții. Uite, mai zice cineva curiozitate sau nevoie imediată, sănătate. De acord. Deși la și la asta cu sănătatea și noi toți am trecut prin chestia asta. Bă, dacă nu ne doare foarte tare, merge și așa. Ce să mă duc la doctor sau să iau ce trebuie. Nevoia asta poate fi diferită de la un om la altul. Să fie în trend, așa este. Ce zice gura lumii? Nevoia asta poate fi diferită de la un om la altul, pentru că acum v-aș da un exemplu simplu. Voi cei care sunteți aici, o să fac o presupunere. Sunteți împărații, padișahii companiilor voastre, corect? Să aud un amin acolo în chat. Can I have an amen? Voi sunteți directorii generali, DJ-ii, sunteți patronii, antreprenori. Și așa mai departe. Eu v-aș întreba în felul următor. Vine dintr-un concept corporatist, foarte simplu. What keeps you awake at night? Adică, ce te ține pe tine noaptea treaz? Adică, șeful meu mă întreba pe mine la Intel în fiecare lună, de ce nu dorm eu noaptea? Legat de business, bineînțeles. Și eu trebuia să mă gândesc și să zic șefului câteva chestii legate de business, care echipurile mă preocupă pe mine. Bineînțeles că eu rupeam patul noaptea și dormeam. Dar trebuia să-i zic șefului meu, bă, uite, mă preocupă cum să duc vânzările de la 5 milioane de euro la 10 milioane de euro. Și șeful meu, bineînțeles că era foarte încântat. Și acum v-aș întreba pe voi, maherii, cum scrie Alina aici. Voi de ce nu dormiți noaptea când vine vorba de businessul vostru? Tu de ce nu dormi noaptea, Cosmin, până scriu ceilalți? Când vine vorba de businessul tău? Păi am 1.000 de motive. Zi-mi care crezi că e cel mai important motiv. Ce să fac să mulțumesc clienții? Să înțeleagă valoarea pe care o aducem. Ok, bun. Ce să faci să mulțumești clienții ca să înțeleagă valoarea pe care voi o aduceți? Dar de ce vrei să-i faci să înțeleagă chestia asta? Uite, Sorin e angajat, așa că el doarme liniștit. Că eu sunt conștient că se întâmplă asta și Dar de ce vrei să-i faci
să fie mulțumiți, să înțeleagă. Să ne iubească produsul. Bun, și dacă vă iubesc produsul, ce se întâmplă? Poftim? Dacă vă iubesc produsul, ce se întâmplă? Ajung să-l înțeleagă, să-l folosească mai mult, lucru care se concretizează, se materializează în succesul lor. Ok, de acord, succesul lor. Dar ia uite ce zice Ramo aici. Să cresc vânzările. Să uite ce zice Seleș aici. Că nu merge la nivelul la care îmi doresc eu. Nu dorm pentru că nu produc suficienți bani. Mă gândesc cum să maximizez vânzările. Cu buget mic, sunt sărac. De acord, știi cum e, toți vrem să facem din căcat bici și să și pocnească. Sunt de acord. În limbaj corporatist, chestia asta ce zice Ionuț se numește ZBB, Zero Base Budget. Voiam să fac câte ceva prin Intel și îmi zicea șeful meu, da, fă, dar cu... să fie ZBB, adică Zero Base Budget. Și eu ziceam, păi și cum dracului să fac dacă n-am buget? Dă încoace, că dacă vreau să fac un team building, trebuie buget. E, toate chestiile astea pe care voi mi le-ați spus, o să le pun sub o umbrelă simplă, și anume un DJ, adică cum se zice în moldovenește, director general, un patron, un maher, nu doarme de grija cum să dezvolte business-ul de la un an la altul. Că asta ne dorim, de la un an la altul să ne crească business-ul și dacă se poate măcar cu două cifre, este perfect. E, în cel mai rău caz, măcar să rămână la nivelul la care a fost anul trecut. În cel mai rău caz. Dar bineînțeles că ne dorim să dezvoltăm business-ul. Acum, dacă întrebăm același lucru pe un director financiar, de exemplu, sau un contabil, el o să-ți spună că se gândește noaptea cum să aibă bani să plătească facturile și tot ce e de plătit pentru firmă. Dacă întrebăm pe unul de la IT, de ce nu doarme el noaptea, el o să zică, băi, eu nu dorm noaptea de grijă să meargă lucrurile cum trebuie, să nu se întâmple nimic. Cât timp lucrurile merg cum trebuie, nu se strică nimic, eu n-am de lucru, așa că pot să stau liniștit. Depinde pe cine întrebi. Exact același lucru este și cu clienții voștri. Unii s-ar putea să aibă anumite nevoi, alții alte nevoi, alții alte nevoi. Fiecare cumpără dintr-un anumit motiv. Dar deja dacă avem câțiva clienți, deja începem să cam avem o idee cam care sunt nevoile clienților la care noi putem răspunde cu produsele noastre, corect? Da. Corect. Bun. Asta înseamnă că nouă ar trebui să ne fie clar de la început, înainte de a discuta cu orice fel de client sau clientul să interacționeze cu noi, cam care sunt nevoile la care noi putem să răspundem, nevoile clienților. Și bineînțeles că putem să avem în mintea noastră ca un fel de matrice, băi, ăsta își dorește asta sau ăsta și cei ca el își doresc asta, ăsta și cei ca el își doresc chestia cealaltă și așa mai departe. Poate s-ar putea să ne dăm seama, nu știu, că matricea asta, nevoile astea sunt diferite, nu știu, dau un exemplu stupid pentru anul de grație 2019, pe regiuni. Una vor oltenii, alta vor moldovenii, alta vor ardelenii și așa mai departe. Dar noi deja avem o matrice. Bă, știm că este, nu știu, director general din Oltenia. Deja știu cam ce nevoie are omul, ce-i trebuie lui. Asta, apropo, la un moment dat, la un training, am adus în fața vânzătorilor, am adus director de eu mai și citesc, că de-aia vine să râd, cu sticla de vin. Așa este. Pentru că eu sunt oltean din Craiova. Ia uitați ce avem aici. O sticlă de vin. Asta ne dorim. O sticluță de vin. Bun. Am adus în fața oamenilor de vânzări, am adus 3 oameni de business. Și le-am dat posibilitatea oamenilor de vânzări să întrebe orice le trecea lor prin cap. Pe acei oameni de business. Adică știți chestia aia? Nu v-ar plăcea să puteți să întrebați pe clienții voștri și să vă răspundă aia cinstit ce și cum le-ar plăcea să fie abordați, cum ar trebui să-i abordeze, să aibă succes cu ei. Dar chestia asta noi nu putem să o facem în realitate. Că nu putem, că ne aiurea să întrebăm chestia asta. Și de regulă o facem în zona asta de training. Și le-am adus 3 grei. Dorin Preda, președinte Consiliului de Administrație la MedLife. Aurel Nețin, country managerul de la Lenovo, România. Și Marius Ștefan, padișahul, împăratul de la Autonom Rent-a-Car. Și să vedeți întrebarea din sală.
Întreabă unul din sală un vânzător: dacă venim direct la dumneavoastră, la birou, fără să stabilim o întâlnire înainte, fără să sunăm înainte, ne primiți sau ne primiți? Ce credeți că au răspuns oamenii, cei trei? 1, 2, 3, acum am lăsat așa 3 secunde de suspans, de mister, să bată tobele. Toți cei trei au răspuns că da, vă primim. Dar ia să vedeți și motivația din spate. Unul dintre ei a zis așa: te primesc, dar trebuie să știi că eu am deja un program. Așa că, dacă ești dispus să aștepți o oră, o jumătate de oră, o oră și jumătate, te primesc 15 minute din politețe, din curtoazie. Este uimitor câți oameni fac lucrurile din politețe, din curtoazie. Altul a zis așa: te primesc pentru că sunt uimit de tupeul pe care l-ai să mă abordezi în felul acesta. Ai 2 minute la dispoziție să mă convingi să stau cu tine în continuare sau să stabilim o întâlnire ulterioară. Întrebare din sală: și ce să vă zicem în astea 2 minute ca să vă convingem? Și zice omul: vreau să văd că tu știi cu ce mă confrunt eu în business-ul meu și că mă poți ajuta cu produsul tău, cu soluția ta, cu serviciul tău. Întrebare din sală: păi și de unde să știm cu ce vă confruntați în business-ul dumneavoastră, că e prima dată când ne vedem, când vorbim? Și zice omul: pentru că ești om de business și pentru că ai experiență și ai și alți clienți similar cu mine, că noi fi eu unic. Și atunci vreau să văd că măcar tu poți să te pui în papucii mei și că îți dai seama cu ce mă confrunt eu, că tu mă poți ajuta cu provocările pe care eu le am. Și acum întrebare pentru voi: câte provocări credeți că e necesar să nimerim ca să-l facem pe omul ăla interesat să vorbească cu noi? Ia să vedem ce ziceți. Câte provocări credeți că e necesar să nimerim să-l faceți pe omul ăla interesat să vorbească cu voi? Exact, Eduard. Măcar una. Bă, dacă tu dai măcar de o nevoie, de o provocare a omului respectiv, omul ăla va fi interesat să povestească cu tine. Acum, apropo de nevoi și de provocări, la Ramo o cifră magică este 3. Măcar una. Măcar o nevoie, o provocare pe care omul ăla o are ca să fie interesat să vorbească cu tine legat de produsul pe care tu l-ai, care să răspundă acelei nevoi, acelei provocări. În partea asta de vânzări există 2 strategii mari și tari, apropo de nevoile oamenilor. E partea aia așa numită de pain. De pain, astfel încât durere când te doare. Adică ce înseamnă chestia asta? Omul are o durere, o conștientizează, are o nevoie, are o problemă, are o provocare, are o durere. O conștientizează și vrea să facă ceva. Atunci rolul tău ca vânzător e să descopere acea problemă și să-i oferi soluția. Dar știți că mai există foarte mulți clienți care au o problemă, au o durere, au o nevoie, dar ei consideră, nu conștientizează neapărat, consideră, lasă-mă că merge și așa, las-o așa la punctul mort. E, rolul tău acolo ca vânzător e, prin ceea ce faci tu, e să construiești durerea pentru acel om. Pentru că dacă nu construiești durerea și omul consideră că las-o așa, că merge așa la punctul mort, el nici măcar nu o să cumpere de la tine. Și atunci e cam ca la doctor. Știți cum e la doctor? E în felul următor. Te pune doctorul să iei loc pe pat, ia loc pe pat, îți arde un ciocan în genunchi, tu zici au, și doctorul zice: dacă te doare, să-mi zici ca să vedem ce este de făcut. Cam așa este și aici. În a construi durerea. Clienții au două tipuri de probleme, de dureri. Unii conștientizează acele dureri și rolul tău e doar să descoperi, să oferi o soluție. Alții au o problemă, dar nu conștientizează neapărat și rolul tău e să construiești acea durere, să-l faci pe omul ăla să cumpere de la tine. Sau mai există o a doua strategie mare, pe lângă partea asta de pain, strategia de gain, câștig. Adică ai tu ceva atât de deosebit încât oamenii fac coadă să cumpere de la tine. Dar într-o lume în care produsele și serviciile sunt undeva pe acolo,
S-ar putea să nu ai neapărat întotdeauna un diferențiator competitiv. Adică, na, nu suntem toți Apple. Am cel mai nou, cel mai viu exemplu în minte. Săptămâna trecută am fost în state, în New York, și dacă tot am ajuns pe acolo, am zis, bă, mi-aș lua și eu un iPad, ăsta nou de apare, că e și la un preț rezonabil, mi s-a părut. Air-ul, nu Pro. Și am zis eu, m-am dus pe la magazinul lui Apple de la Grand Central, de la gară, m-am rupt în figuri pe acolo, m-am uitat eu, m-am nu știu ce, dar am zis, bă, nu, dacă îmi cumpăr, vreau să-mi cumpăr de la magazinul ăla lor de pe Fifth Avenue, de la flagship-ul lor. Și ca să pot să zic pe urmă că mă laud în România, că bă, mi-am luat de acolo, n-am ce să fac. N-am vrut să fac, că mi-a trecut și asta prin minte, să o cumpăr de la Grand Central ca să, și pe urmă să zic că de fapt am luat-o de pe Fifth Avenue. Și numai bine că mă uit eu că magazinul era închis și era afiș pus că marea deschidere, adică cu noile produse, este vineri, era pe, nu știu cât pica septembrie, vinerea asta de-a trecut. Mamă, și zic că, mamă, vineri mă duc acolo. Bă, mă duc vineri dimineața acolo și când ajung acolo, sute de oameni, am crezut că nebunesc, pe trei cozi. O coadă. Cei care aveau rezervări făcute din timp să cumpere noul iPhone 11, cei aveau o coadă lor. Mai era o coadă separată, cei care voiau să cumpere produsele vechi, nu astea noi acum, și o a treia coadă care voia doar să viziteze magazinul. Deci nu vă puteți imagina, sute de oameni erau acolo. Bine, acum știm poveștile, că unii sunt plătiți, dar vă spun ce zic, că am văzut pe unii pasionați cu adevărat. Dar, bine, una peste alta, ca să fac povestea scurtă, bineînțeles că eu, cel mai prost de acolo, din curtea școlii, noroc că m-a dus mintea naiba să-l întreb pe ăla care era unul pe acolo, și zic, păi, la ce coadă trebuie să stau și eu? Păi ce vrei să-ți iei? Păi vreau să-mi iau un nou iPad. Deci zice ăla, păi, dar nu, că acum e cu iPhone 11, nou iPad de-abia de pe 30 septembrie, încă nu le avem. Oh, zic eu, hai, bine că sunt deștept. Dar ideea e în felul următor. Bă, dacă nu ești neapărat Apple, să stea oamenii coadă la tine, nu prea ne întâlnim cu chestia asta de gain. Să ai tu un diferențiator atât de puternic cât oamenii să facă coadă la tine. Și din păcate, de cele mai multe ori ne întâlnim cu această strategie de pain. Oamenii au nevoie, au o problemă, au o durere și tu trebuie să i-o rezolvi. Nu știu, un exemplu forțat poate de gain ar fi dacă, de exemplu, în România, Orange România ar avea time to market. Să vândă cu 2 luni înaintea oricărui operator din țară să vândă iPhone 11, de exemplu. Vă garantez că în astea 2 luni clienți mari s-ar muta cu toată flota lor de telefoane mobile și numere și SIM-uri și așa mai departe la Orange, doar să aibă acel iPhone 11 mai devreme cu 2 luni decât ceilalți. Dar, din păcate, în realitate, cu asta ne întâlnim. Mai mult cu partea de pain decât cu partea de gain. Adi, știi, nu știu dacă știi, unul dintre cei mai cunoscuți, cei mai tari diferențiatori de la Goma, care o parte din clienți chiar l-au gustat. Pot să-l arăt. Arată-mi. Aoleo, pălincă? Da! Pălincuță? Aoleo, și eu vreau să gust. Apropo de pălincă, mai fac o paranteză, mă duc un pic pe câmpie și mă întorc pe urmă la propunerea de valoare. La un moment dat, la o întâlnire, nu știu dacă v-am povestit, unora poate da, unora nu, eram la o întâlnire în Reșița cu un tip care avea un service auto și niște magazine de piese auto. Și eram la întâlnire acolo și începem noi să vorbim și la un moment dat zice omul, domnule, scot o vișinată pe masă? Zic eu, domnule, stai așa că e cam 10 și ceva dimineața, să mai stăm și noi un pic. Mai vorbim ce mai vorbim, domnule, scot o vișinată pe masă. Eu cam ban cu găina am zis, dacă mă întreabă și a treia oară, mă împiedic și accept. Bă, mă întreabă ăsta și a treia oară și zic, hai domnule, scoate-o, că prea o l-auzi atâta. Am stat 2 ore, a durat întâlnirea. Am băut vișinată, am vorbit, de fapt mai bine zis, numai el a vorbit. Că e o chestiune interesantă pe care aș vrea să o aveți în minte. Paradoxal vorbind, cu cât vorbește mai mult clientul și mai puțin noi, cu atât este mai bine pentru ce se întâmplă acolo în zona aia de vânzare. Paradoxal vorbind, cu cât vorbim despre orice altceva decât despre ce vrem noi să vindem concret acolo, cu atât este mai bine pentru vânzarea propriu-zisă. Bă, și 2 ore a tot vorbit omul, a vorbit despre tot ce ați auzit că este tabu să vorbești într-o întâlnire de business. Sex, politică, religie, orice. 2 ore în care numai el a vorbit, eu doar am apucat să bag și eu un pic bățul printre gât
Și îmi zice după 2 ore omul, domne, gata, hai că batem palma, că mi-ai făcut capul cu calendar. Eu? Numai el vorbise. Mă duc pe urmă la un alt client pe la Arad, când aude, clientul maghiar, când aude ăla că sunt oltean, zice, domne, scot o pălincă, să vezi ce înseamnă o pălincă adevărată. Zic, ia domne, ia scoate să vedem ce înseamnă. Scoate omul 3 tipuri de pălincă făcute de el, începem să degustăm. Îi zic, asta îmi place, asta nu îmi place, asta îmi place cel mai mult. La final, am bătut palma. Acum, nu vreau să vă zic să vă apucați să beți cu toți clienții voștri sau să tot o ardeți pe băutură. Ce vreau să zic este să vă adaptați pe felul de a fi al clienților voștri. Adică începem să avem clienți, începem să vindem, începem să ne dăm seama de un anumit profil al clientului nostru, începem să ne dăm seama cam care sunt nevoile lui. Și atunci abordarea noastră trebuie să fie adaptată pe segmentele de clienți pe care noi le avem. Și ca să închid paranteza și să mă întorc la propunerea noastră de valoare, înainte de a vorbi cu orice fel de client, noi trebuie să avem clar în minte, bă, cam care sunt nevoile clienților noștri. Și dacă avem chestia asta clară, care ar fi următorul pas? Ce ar trebui să ne fie următorul lucru foarte clar? Ce ziceți? Ce ar trebui să ne fie clar? Pet shop, mă bucur, și eu am 2 câini. Un ciobănesc mioritic și un ciobănesc de Berna. 70 de chile fiecare, băieții mei. Ce ziceți? Ar trebui să ne fie clar. După, dacă noi avem clare, avem în minte clare care sunt nevoile clienților, următorul lucru foarte clar? Care ar trebui să fie? Ok, tipologia caracterului, potențialului client, profilului, și astea ne sunt clare, sunt aici sub umbrela asta de nevoi. Următorul lucru care este? Pe care trebuie să-l avem în minte. Și începe cu S. Exact, soluția. Eu o să mai pun întrebări așa ca la clasa a patra și să nu mi-o luați în nume de rău. Și vă spun și de ce. Una e să vin să vă dau mură în gură, ha, luați. Alta este să găsiți voi logica din spate sau să găsiți răspunsul. Soluția. Și atunci uitați-vă cum arată structura noastră. Nevoie, soluție. Bun. Dar apropo de soluție, gândiți-vă un pic la ce faceți voi și ce fac poate vânzătorii voștri. E o chestie old school de vânzări. Când vorbim despre soluții, putem vorbi cu un acronim extrem de simplu, CAB. 3 cuvinte în limba română, C, A, B. Putem vorbi despre orice soluție, orice produs, prin intermediul acestui acronim, CAB. C-ul vine de la? C-A. C-A. C-A-R-A. De acord, Sorin? C-A-R-A. C. Caracteristici. Exact. A-ul vine de la? Când vine vorba de produsele și serviciile noastre. Avantaje. De acord, Ana. Și B-ul vine la beneficii, cum zice și Sorin. Beneficii, avantaje, caracteristici sau caracteristici, avantaje, beneficii. Acum, dacă stați să vă gândiți cinstit, noi sau vânzătorii noștri, sau în momentul în care prezentăm un produs, noi știm să vorbim cel mai bine în termen de ce, dintre cele trei. Da, fiți cinstiți. Ia fiți cinstit, Cosmin. În termen de ce știm noi să vorbim cel mai bine despre produsele, serviciile noastre? Avantaje. Mă lasă încolo. Vorbim de partea... Ia uite ce zic acum. Mădălin, Emilia, Mihai, Dana. Dacă suntem cinstiți, noi de cele mai multe ori știm să vorbim despre produsele și serviciile noastre în termen de caracteristici. Bineînțeles că clientul ar vrea să audă în termen de beneficii. Acum, dacă de exemplu eu am un produs și zic telefonul este negru. Și asta e o caracteristică. Este singurul iPhone negru din toată România. E deja un avantaj. Dar care e beneficiul acestui telefon pentru mine?
Beneficiul e că pot să vorbesc la el. Sau beneficiul este că culoarea neagră, nu știu, mă relaxează. Dau și un exemplu tâmpit, poate mă relaxează definitiv. Sau că se potrivește cu mobilierul pe care l-am eu aici la mine în birou. Caracteristici, avantaje, beneficii. Sau uite că mă pot mândri în fața colegilor și prietenilor. Asta e beneficiul pentru mine. Noi de cele mai multe ori știm să vorbim în termen de caracteristici. Clienții vor să audă beneficii. Și atunci aș propune să lucrăm un pic la chestia asta. Și chestia asta se numește fișa de produs. Normal, Letiția, că nu e neapărat o regulă, aș propune să lucrăm cu fișe de produs. Adică ce înseamnă o fișă de produs? Imaginați-vă pe un A4 că avem patru chenare, da? Și avem așa, nevoi, caracteristici, avantaje, beneficii. Am telefonul iPhone 10 și vreau să-i fac o fișă de produs. La ce nevoi răspunde telefonul iPhone 10? Și încep și le trec acolo. Bang, 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 din experiența mea. Ce caracteristici are iPhone 10? Păi are ecran de atât, are procesor așa, la la la. Bun. Care sunt avantajele pe care el le are? Păi are, nu știu, cel mai rapid procesor din piață sau mai știu eu ce chestii. Care sunt beneficiile pentru client? Păi, o imagine de sine crescută. Ultima tehnologie care, de fapt, cu ce îl ajută pe client? Îl ajută, nu știu, să câștige timp, să nu mai pierdă timp făcând tot felul de chestii, merge totul mult mai rapid. Și le trecem acolo. Pe produsele și serviciile noastre, în momentul în care construim fișe de produs, vom avea extrem de clar care sunt nevoile la care produsul sau serviciul nostru răspunde. Primul chenar. Al doilea chenar. Care sunt caracteristicile produsului serviciului meu? Al treilea chenar. Care sunt avantajele pe care produsul meu le are în comparație cu alte produse, poate? Al patrulea cadran, care sunt beneficiile pentru client dacă cumpără acest produs? Și v-aș recomanda cu mare căldură, pe ceea ce vindeți voi, să vă faceți aceste fișe de produs. Bun. Acum, de la fișa de produs ne întoarcem un pic la propunerea noastră de valoare. Ziceam așa, nevoie, soluții. Dar de cele mai multe ori oamenii vorbesc despre soluțiile lor în termen de caracteristici. Asta înseamnă că la structura noastră pe propunere de valoare aș propune să adăugați distinct partea de beneficii. Cum arată structura? Nevoie, soluții, beneficii. Adică să ne fie extrem de clar care sunt beneficiile. Exact ce îmi ziceai tu, Cosmin. Unul dintre ăla poate fi și un diferențiator competitiv, că eu n-am mai văzut altă platformă online care să dea Horinca, dar poate fi și un beneficiu că mă face pe mine să mă simt bine. Și aștept Horinca aia. Și atunci nouă trebuie să ne fie clar. Nevoie, soluții, beneficii. Dar v-aș mai propune un concept pe care să-l adăugăm la structura noastră. Plecând la partea de avantaje, vă propun conceptul de diferențiator competitiv, că deja l-am pomenit. Dacă ar fi să-mi dați o definiție cu cuvintele voastre, ce înseamnă un diferențiator competitiv pentru voi? Adică că tu poți să zici, bă, eu am un diferențiator competitiv. Ce înseamnă? Ia zi, Cosmin, cât butonează ei. Că sigur tu ai un lucru, diferență care ceilalți nu au. Adică e ceva simplu, ce ai tu și nu au alte platforme, da? Exact. Bun, dar ce trebuie să se mai întâmple din punct de vedere al clientului, astfel încât să fie cu adevărat un diferențiator competitiv? Că el trebuie să înțeleagă, adică tu trebuie să comunici și el să... Normal că trebuie să le duci să înțeleagă, să-i comunici și ce trebuie să fie? Uite, pe lângă ce-mi zic ceilalți, o caracteristică unică, ce ofer eu în plus, unic, ce, că ești cel mai cel, avantaj pe piață, caracteristică. Exact, Emilia. Bravo! Bravo, Sorin! Să aibă nevoie de el. Adică, la modul, degeaba ai tu ceva ce nu mai are nimeni. Că dacă mie nu-mi trebuie ca și client, nu mai e niciun diferențiator competitiv. Hai să zicem că eu sunt penticostal. Da. Și nu beau alcool. Păi ce am făcut? Că tu ești singura platformă care dă Horinca. Dar pentru mine mai e un diferențiator competitiv. Sau dăm la evenimente.
Sau cum ar fi, de exemplu, să vă zic eu vouă acum, toată lumea care participă la această discuție cu mine primește doi mici de căciulă. Da, pe aici, printre voi, sigur avem niște vegetarieni, niște vegani. Ăia doi mici. Mai sunt ei un diferențiator competitiv al meu? Sunt singurul trainer din România, uite, care dă mici. Dacă participați la discuția cu mine. Dar dacă tu ești vegetarian, mai ai tu nevoie de aia doi mici. Și atunci, ia uite, avem deja un vegetarian. Și atunci avem un felul următor. Aș vrea să vă gândiți la produsul și la serviciul vostru. Și să vă gândiți la principalii voștri doi competitori. Nu o să mă fac exercițiul ăsta cu tine, Cosmin, că îi știm care sunt competitorii. Dar aș vrea să te gândești la ei. Și să te gândești în felul următor. Față de, nu știu, ăia de încep cu E. Ce am eu și nu au respectivii și clienților le trebuie? Da, față de ăia de încep cu, tot cu E. Ce am eu și nu au ăia și clienților le trebuie? Și le punem acolo frumos. Dar următorul pas ar trebui să ne uităm un pic și în ograda celuilalt. Dar ăia ce au și eu nu am? Și clienților le trebuie. Clienții apreciază. În momentul în care avem chestiile astea foarte clare, adică diferențiatorii competitivi, știm și în ce zonă să ducem discuția cu clientul sau comunicarea cu clientul. Pentru că e în felul următor. Acești diferențiatori competitivi sunt practic gloanțele voastre. Voi vă duceți la luptă și vă bateți cu alți competitori de-ai voștri, bă, nu te poți duce cu pistolul descărcat. Adică trebuie să știi foarte clar ce ai tu și n-au alții și clienților le trebuie și într-acolo să duci discuția, comunicarea. Trebuie să știi pe de altă parte ce au ceilalți și tu nu ai și clienților le trebuie. Că în momentul în care pune clientul chestia asta pe masă, să știi cum să abordezi chestia asta. E, și atunci, or fi, cine știe, uite, tu ești Eduard, că încep cu E. Și ești pe chat aici, din ce vedem. Acum, ideea e în felul următor, dacă ne întoarcem la propunerea noastră de valoare. Nevoie, soluție, beneficii, diferențiator competitiv. Asta este structura noastră simplă pe propunerea de valoare. Și de aici v-aș propune să începeți să lucrați. Să construiți propunerea de valoare pentru produsele și serviciile voastre. Exact, ceva în plus, o bomboană, o ceva la diferențiatorul competitiv. Să începeți să construiți propunerea de valoare pentru voi și pentru oamenii voștri și pentru felul în care comunicați. Bă, dacă vouă nu vă este clară propunerea de valoare, ce pretenții să avem să o facem clară pentru potențialii noștri clienți? Dacă mie nu mi-e clară propunerea mea de valoare, pot să fac eu câte site-uri vreau, câte platforme vreau. Dacă eu nu știu ce să pun acolo, să pot să-i explic clientului, să-i arăt care este propunerea de valoare, nu o să am succes. Dacă să pot să fac site-ul ăla, de exemplu, trebuie în primul rând să fie mie clară propunerea asta de valoare. Și atunci, ia uitați-vă că avem așa. Avem fișa de produs, nevoie, caracteristici, avantaje, beneficii, la care adăugăm partea de diferențiatori competitivi. Adică chiar trebuie să stăm să ne uităm să vedem cum ne diferențiem față de ceilalți. Într-o lume în care lucrurile sunt undeva acolo, dacă e cazul, asta e, trebuie să inventăm, să forțăm un diferențiator. Bă, nu știu, Horinca mea are 5 grade în plus față de orice Horincă de aici, din piață. Odată ce am fișa de produs și am diferențiatorii competitivi, deja eu pot să construiesc propunerea de valoare. Și asta este importantă, de la asta plecăm. Când nouă ne e clară chestia asta, la rândul nostru putem să o facem clară pentru oamenii noștri, oamenii aia care sună la telefon, care răspund la telefon, care interacționează cu clienții. Putem să o facem clară, nu știu, pe site, punem niște caracteristici acolo, de aia arătăm omului și niște beneficii și punem și o bulină de aia. Uite, plus valoare, numai de la mine, ce pot eu să-ți aduc? Apropo de chestia asta de plus valoare, cum poți să aduci plus valoare cuiva, de exemplu, unui business, dacă vinzi către niște business-uri? Că există conceptul ăsta de added value, cum se zice, cum ar zice Florin Radu Răducioiu în română. Mi-aduc aminte când eram în Orange, voiam să iau un client, Cramele Haleud. Și an de an
dă-i să aproape să semnez cu el și nu semna. Bă, și am zis, hai, trebuie schimbată cumva strategia asta. Și am zis să schimb lucrurile și am făcut în felul următor. În portofoliul meu de atunci exista un client, Turabo, lanțul de cafenele Turabo, cei din București, de pe vremuri, îl știți. Și am zis, hai să fac în felul următor. I-am sunat pe ăștia de la Turabo, le-am zis, bă, băieți, voi ce vindeți? Cafea. Și seara ce ați vrea să vindeți? Păi cafea. Și pe lângă cafea? N-ați vrea să vindeți și vin? Ba da. Haideți că vă pun eu în legătură cu cineva. Vindeam telefonie mobilă pe vremea aia, eram la Orange. Îi sun pe ăștia de la Cramele Haleot și le zic, băieți, uite, am un client, lanțul de cafenele Turabo, care ar vrea să vândă vin. Ați fi interesat să vorbiți cu ei? Cum să nu? Și doar i-am pus în legătură. Și oamenii au bătut palmă. Anul viitor am semnat Cramele Haleut. De ce? Că am adus valoarea adăugată. Asta înseamnă valoarea adăugată. Și acum un disclaimer. Nu e așa că a fost super mișto povestea asta? Super mișto, adevărată, dar nu mi s-a întâmplat mie, i s-a întâmplat unui coleg de-al meu, dar a fost super mișto să o povestesc ca și cum mi s-a întâmplat mie. Povestea adevărată, dar a unui coleg de-al meu, dar am povestit-o ca și cum mi s-a întâmplat mie, că a fost foarte frumos. Bun. Asta înseamnă, am vrut doar să vedeți un pic ce înseamnă conceptul de valoare adăugată. Și atunci avem așa. Nevoie, soluție, avantaje, beneficii, asta este fișa de produs, plus diferențiator competitiv, egal propunere de valoare pe structura nevoie, soluție, beneficii, diferențiatori. Ok? Bun. Zi-mi, Cosmin, o întrebare, ceva să mă mai duc și prin alte direcții, că altfel vă duc eu prin ce direcții îmi trece mie prin cap. Laura Iancu ne spune, adică are o provocare pentru noi. Ok. Dacă aveți timp și sunteți deschiși, hai să vindem ceasuri ieftine cu diverse mesaje, ceasuri tematice, oamenilor care au deja ceasuri de firmă, Ok. care le poartă zilnic. Bun. Noi ne gândim. Ah, ok. Bun. Păi hai să vedem așa. Ceasuri ieftine. Dar ce înseamnă ceas ieftin? Adică că la preț nu e un Omega Seamaster de 4.100 de dolari, e un ceas, nu știu, hai să zic, un aviator de 125 de dolari, adică genul ăsta de comparație să facem. Dacă e acolo și ne poate zice. Până ne zicea și ne confirmă, hai să încep să arunc, până în 70 de lei. Bun, până în 70 de lei. Încercam să-mi aduc aminte dacă am un ceas până în 70 de lei, dar sincer să fiu, chiar nu am un ceas până în 70 de lei. Primul lucru la care mă gândesc când aud că ceasul este până în 70 de lei, mă gândesc că e de căcat. Vă spun cinstit. Știți cum e chestia asta? O să fac o analogie. Fără nicio, cum să zic eu, ofensă sau vreo chestie de genul ăsta. Vă spun doar cum gândesc. Este exact același lucru cum v-aș zice eu vouă acum. O să vă dau ceva gratuit, moca, la finalul acestui curs. Și voi, în mintea voastră, o să vă gândiți, dacă e gratuit, e moca, înseamnă că nu are valoare, ceva de cacao care, na, ni-l dă că nu știu ce. Când aud că are 70 de lei, primul lucru, n-am cum să nu mă gândesc, bă, de ce este atât de ieftin acest produs? Adică, de ce este atât de ieftin? Știm cu toții, vedem pe Facebook tot felul de reclame la tot felul de site-uri de astea unde ți se promit niște prețuri de la ceasuri, chipurile de marcă sau la Adidas de marcă sau mai știu eu ce. Și de fapt sunt făcături sau mai știu eu ce. Adrian, scuze că te întrerup, dar am o poveste aici, Te rog. o experiență cu un client care și-a lansat un magazin cu ceasuri ieftine, era așa, sub 70 de lei, cum spuneam, Ok. și bonus, dădea și o pereche de ochelari de soare.
Pentru că este un super target, adică masă de oameni care cumpără așa ceva. Și erau întrebările, dar ochelarii de ce firmă sunt? Adică oamenii cumpărau un ceas cu tot cu ochelari, cu 30 ceva de lei, și întrebau ochelarii ce firmă sunt. Adică Un sunt pic de super bulie așteptați. trebuie să fie, da. Da. Eu, de exemplu, apropo, ca să dau un alt Și vindea, exemplu. adică era super. Și rata de a nu ridica era mare. Cumpărau mulți, adică, sincer, cumpărau mulți de pe sate. Uite, un business de succes, ca să fac o mică analogie, un business de succes, apropo de ochelari de soare, care vinde la niște prețuri incredibil de mici. Eu am două perechi de la ei. Deși am avut de-a lungul timpului și am și acum Ray-Ban, Polaroid, Moscot și tot felul de chestii de astea high, adică care costă niște bani. Eu am două perechi de ochelari de la Hawkers, se numesc ei, niște spanioli. Unde perechea de ochelari e undeva în jur de 20-25 de euro. N-am putut să nu-mi pun întrebarea, bă, la 20-25 de euro, probabil că lentila aia e un plastic. Nu e vreo lentilă de la Polaroid, de aia mișto, care să-ți protejeze ochiul. Dar cu toate astea i-am cumpărat, dintr-un motiv foarte simplu. Povestea în jurul acelor ochelari. Eu sunt pasionat, sunt motociclist de felul meu, sunt pasionat de MotoGP, așa că niște ochelari pe care mi-am luat erau cu semnătură Alex Rins, un pilot de MotoGP, și ceilalți ochelari erau alt pilot de MotoGP, Lorenzo, Jorge Lorenzo. Și nu i-am luat pentru că aveau lentila albastră sau pentru că nu știu ce, dar pur și simplu pentru că apăreau oamenii ăia doi din MotoGP pe ei. Adică a fost, cum să zic eu, a fost o poveste mișto care m-a făcut. Nu m-a atras neapărat prețul, că mamă ce ieftin sunt, că îmi permiteam să-mi iau și niște ochelari mai scump. Dar pur și simplu a fost povestea. La 70 de lei este valabil, sau până în 70 de lei, este valabil același lucru ca pentru ceasurile de 4.000, 5.000 și 10.000 de euro. Eu îmi cumpăr un ceas cu 4.000 și de euro pentru că este Omega Seamaster James Bond Edition. De-aia îmi place, că este James Bond. Și să nu-mi zică vreunul că nu și-a imaginat vreodată când ieșea din Grecia din apă, ieșea parcă ca James Bond, așa, știi, când iese el din apă în alea. Bine că vorba vine că erau niște pietre pe acolo, eu chipurile, hai să vin să ies ca James Bond. Încolo cu pietrele alea, făceam au, 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 dă-i! Și așa mai departe. De-aia îmi cumpăr ceasul ăla scump, că este James Bond. Dar exact același lucru, Alin, de exemplu, că uite, ai scris până în 70 de lei, exact același lucru este și pentru ceasul sub 70 de lei. Bă, dacă nu-mi dai o poveste care poate fi legată că de faptul cât costă 70 de lei sau nu, dacă nu-mi dai o povestioară în jurul chestii astea, nu o să cumpăr, ba mai mult o să-mi pun problema, bă, ceva e în neregulă de cost atât. Dar trebuie să fie o poveste. Adică, gen, uite, mă uit apropo, un exemplu de ceasuri mai affordable, cu o poveste, băieții de la Noah, cam și de la ei un ceas de lemn. Băi, e ceas de lemn? E, să moară măsa. Și l-am luat și mi-a plăcut. Și a venit într-o cutie de lemn. Pe urmă le-am dat și un feedback. Cutia de lemn mi-ar fi plăcut să fie grea, grea, grea. Adică chiar dacă era de lemn, nu știu, să bage plumb în ea ceva, să pară super grea, știți, când ții un cup de lemn în mână, greu. Și când deschizi cutia, scoți ceasul, ăla era mega ușor. Mega ușor. Dar e povestea asta și ceasurile lor sunt undeva în jur de 200 de euro, o chestie de genul ăsta. Adică dacă compar cu niște ceasuri clasă, high-end, clar, sunt super ieftine. CM200 de euro, CM70 de lei, e la fel. Dar trebuie o povestioară acolo, ceva. Nu știu, de la ce nevoie pleacă? Păi poate pleacă de la nevoia că cumpără pentru copii și copiii oricum pierd pe bandă rulantă ceasuri, telefoane și așa mai departe. Bă, dacă tot e să pierdă copilul ceasul pe bandă rulantă o dată pe săptămână, o dată pe lună, măcar să piardă un ceas de 70 de lei. Să nu piardă un Hublot sau mai știu eu ce. Cumva de aici aș pleca, de la chestia asta. Și exact de la propunerea de valoare. Bun,
singurul lucru pe care mi l-ai dat este că soluția ta costă 70 de lei. Asta este o caracteristică. Dar ce trebuie să construim este care e nevoia oamenilor care își cumpără ceasuri de până în 70 de lei. Cu ce îi ajută pe ei ceasul ăla de 70 de lei? Și care ar fi diferențiatorul competitiv? Dar să nu-mi zici că prețul. Că sincer, la un moment dat am avut traininguri cu cei de la RCS RDS. Digi. Bă, singurii vânzători pe care nu i-am auzit să se plângă de preț. Prețul nu era o problemă pentru ei. Și cu toate acestea, se plângeau, aveau ei alte chestii. Adică și în cazul tău, nu te poți plânge de preț. Clar. Dar trebuie construite celelalte lucruri. Undeva aici aș vedea eu chestia asta. Cu ceasurile. De până în 70 de lei. Mi-a venit acum ceva așa în minte. Adică poți să-l promovezi pentru cumpărător, că să-l facă cadou cuiva, e un cadou ieftin și de impact. Ok, sau uite, acum că mi-a venit și mie o idee dacă tot facem brainstorming. O să mă rămân asta pentru toți corporatiștii aia. Știți că fac Secret Santa? Că tot vine Secret Santa acum. Și la Secret Santa toată șmecheria este să te încadrezi într-o anumită sumă. Că degeaba faci Secret Santa de la de mahăr. Poți să iei de cât vrei tu bani, că n-are niciun farmec. Tot farmecul este, bă, Secret Santa, dar trebuie să ne încadrăm în 30 de lei sau 50 de lei sau 70 de lei. Aș merge în zona asta, poate. Uite, cadou perfect să te încadrezi în 50 de lei pentru Secret Santa, de exemplu. Na, că mi-a venit și mie o idee de la ce a zis Cosmin, de exemplu. Bun. Stai să văd ce mai zice aici, Letiția. Noi ne gândim la need versus want și dacă iei ceva care îți trebuie, îți punem noi în pachet ceva pe care l-ai vrea. Un papionaș, un trit, în funcție de client. Ce părere ai de treaba asta? Bun. Ceva pe care l-ai vrea. De fapt, ce vrei tu să zici aici este nevoie versus dorință. Dar de fapt, ce-mi propui tu că să-mi dai ceva este cumva nevoie versus moft. Sau ce am nevoie versus o plăcere nevinovată. N-aș zice nu. Stai să mă gândesc. Dacă am avut vreodată vreo experiență de genul ăsta, în sensul că mi-am luat un produs de care aveam nevoie. Ah, haide să vă zic. Da. Molton Brown este furnizorul oficial al casei regale din UK pe partea asta de gel de duș, săpunuri și alte chestii. Merită văzute, mișto, mișto de tot. Bă, te duci la oameni în magazin. Te duci la oameni în magazin și cumperi, revin imediat la chat, că poate sunt pe alături. Cumperi, să zicem, un gel de duș de la ei și ei cumva în plasă, pe lângă gelul ăla de duș, îți mai dau o grămadă de alte chestii. Noi am putea să le zicem mostre, dar de fapt sunt niște chestii pe care eu n-aș da neapărat banii, adică sunt, nu sunt un must have, dar sunt un nice to have. Cum ar fi, de exemplu, cremă pentru mâini. Nu prea folosesc eu de felul meu cremă pentru mâini. Dar vă spun cinstit că după ce mi-au pus aia acolo mostra aia, nu era un must have pentru mine, era un nice to have. Pe urmă am început să-mi cumpăr mostră, să-mi cumpăr crema pentru mâini, să folosesc. Că mi s-a părut interesantă, nu știu, mi s-a părut mișto. Miroase bine, a castravete, a ceva de genul ăsta, a mâinile mai finuțe, chestii de genul ăsta. Stai să revenim la Letiția, în ideea în care poate nu toți ar da banii pe ceva ce nu au nevoie neapărat. Bun. E vorba să-i surprinzi, zice Florina. Am un buget pentru cățel și iau mâncare, dar poate mi-a plăcut și o jucărică, dar nu am bani de ea până la salariu. La modul ăsta. Bă, n-ar fi rea, să știi. Eu cumpărăturile, de exemplu, le fac, știu că ar trebui să le fac online, dar nu știu, așa sunt eu mai de modă voi, că îmi place să stau la coadă, să interacționez, să socializez cu lumea. Și mă duc și le fac acolo, la Max Pet. Și ăștia au două magazine la mama dracului de mine, că eu dacă stau în Otopeni, unul e în militari, unul este pe Mihai Bravo, deci la mama dracului. Și cu toate astea mă duc, mă urc în mașină și mă duc acolo să cumpăr.
Mi-a plăcut o chestie pe care au făcut-o ăștia de la Pedigree. Există niște sticks-uri pentru câini pe care să le ronțe, să aibă dantura sănătoasă. Ba, acum le-au făcut verzi cu mentă, să aibă și respirația frumos mirositoare. Dar au pus în pachetul fiecărui sticks, au pus un suport să poți să faci selfie câinelui. Și, bă, mi s-a părut super tare vrăjeală. Și vă spun cinstit că am cumpărat o grămadă de alea și ajunsesem să mă uit să văd ca fiecare pachet să aibă acel selfie stick, deși mi-e întrebat doar unul. Dar îmi plăcea chestia asta, că am mai primit ceva cadou. Mi-ar plăcea normal, aia nu mi-au dat niciodată acolo să fi zis, n-am, mă, ia și tu bila asta pentru să o dai să se joace. Ar fi super ok. Poate în felul ăsta și reuși să-l fidelizez pe omul ăla, să se întoarcă la mine, să cumpere mereu de la mine mâncare și așa mai departe. Ți-a rămas experiența. Așa e. Apropo de chestia asta de magazine, vreau să vă zic o chestie. Că e magazin fizic, că e magazin online. Bă, toată experiența asta a utilizatorului. E foarte mișto. Știi, când se întâmplă lucrurile, dacă e online, nu știu, să ai un user experience mișto, să nu dai click-uri aiurea să te poarte pe 7.000 de chestii și așa mai departe. Dar la fel de important este și, din punctul meu de vedere, fără să fiu un mare expert, acum vorbesc în calitate de client, e mișto să caut să găsesc lucrurile, să le pun în coș, bă, dar la fel de important este și când fac ce caut tu la coșul respectiv și termin toată chestia și plec de pe site. Și o iau un pic pe ocolite și o iau de la un magazin fizic. La ăștia de la Apple putem noi să-i iubim, să-i urâm, ce vreți voi. Bă, dar oamenii știu să facă retail. Deci aici nu există îndoială, nu puteți să mă contraziceți. Oamenii știu să creeze experiență de retail. Când eram la Intel, am avut ocazia să lucrez cu cei de la Apple, că aveam și noi procesoarele prin câteva produse. Păi, Mac-uri, chestii de genul ăsta. Și să văd cum fac ei lucrurile în spate. Când intri la ei în magazin, e o persoană care te întâmpină. Oh, hello, how are you? My name is Joanna. Salut, eu sunt Adrian. Ce te-ar interesa, Adrian? Păi mi-ar interesa iPad. Și zice persoana respectivă, uite, iPad-urile sunt acolo în zona aia, în 5 minute o să se ocupe un coleg de-al meu de tine. Persoana asta se numește Welcome. Și ce face acest Welcome pentru Apple? Face următoarea chestiune. Ei au făcut un studiu pe două grupe de consumatori. Unii nu au fost întâmpinați de nimeni la intrare, dar cineva s-a ocupat de ei în 5 minute. Alții au fost întâmpinați la intrare de acest welcome. Li s-a spus că se ocupă cineva de ei în 5 minute și cineva s-a ocupat de ei de asemenea în 5 minute. Acum, care credeți că au vândut mai bine, au punctat mai bine din cele două grupuri de consumatori la capitolul ăsta de customer satisfaction? Și să sune tobele. Normal. Ăștia care au fost întâmpinați. Welcome. Iar ei în job description au pe chestia aia de welcome, au profilul, ce caută ei este să fie un om, exact așa scrie, să aibă o personalitate magnetică. Adică de la știți genul de au cu toată lumea. Bun, trec de asta, mă duc în magazin. În magazinele astea Apple, zeci de vânzători, sute de clienți. Și mă duc și eu pe acolo și butonam la o tabletă. Mă, trec cele 5 minute și vine un vânzător la mine și zice: Salut, Adrian! Eu, în momentul ăla, am căzut pe spate. Am zis: Mamă, nu e posibil așa ceva. Am înțeles că te interesează partea de aia, iPad-uri. Hai să ne tragem mai aproape să stăm de vorbă. Ce se întâmplă în spate, de fapt? În spate, tipa Welcome-ul dă pe tabletă sau pe telefon. Adrian, un tip frumos, cu părul des și lung, cu cămașe în carouri, îl interesează partea de iPad-uri. Primul vânzător care se eliberează, se uită prin mulțime, mă vede, vine la mine și zice: Salut, Adrian. Și în momentul ăla am căzut pe spate. Caz pe spate, n-ai cum. Ca și customer satisfaction. Ce am mai văzut de exemplu acolo? Lucruri. Unele se pot aplica în România, unele nu. Apropo de welcome-ul ăsta, de-aia și noi. Și mie, dacă mi-ar merge site-ul ăla pe Sales Magazine, ați vedea că e un chatbot acolo care te întâmpină.
Bam, bam, îți faci așa un welcome, o chestie, dar despre ce vrei, cum vrei, te mai direcționează, te mai, nu știu ce, dar o să meargă de săptămâna viitoare. Am mai văzut o fază, de exemplu, bă, un copil își cumpărase un Mac și ieșea cu el în brațe așa din magazin. Ca la un semnal, toți vânzătorii s-au oprit din ceea ce făceau cu noi. Și au început să-l aplaude pe copilul ăla. Bam. Nu vă puteți imagina. Copilul ăla a ieșit, vreau să zic. Deci cred că plutea pe un nor de fericire. Iar noi, ceilalți clienți, ne uitam la, așa cu tâmpi, cu zâmbetul, ce mișto e faza asta. Bine, unele chestii în România, am zis, nu se pot aplica. Vă puteți imagina la Altex sau la Media Galaxy. Să mă duc eu să ies cu o placă de întins părul în brațe și toți vânzătorii de la Altex să se oprească. Bravo, Cioreanu! Ce placă mișto de păr ți-ai luat. Mă gândeam la o chestie simplă. Bă, dacă eu cumpăr online, da? Și fac ce caut. Și acum delirez și eu. Na, dau și eu idei. Bă, și mi-ai luat banii. Bă, știi ce vreau să văd pe ecranul ăla? Vreau să văd artificii. Să moară măsa. Artificii. Felicitări! Mulțumim că astăzi ați cumpărat de la noi. Vreau să văd niște artificii. Vreau să văd ceva mișto. Vreau când ies de acolo să existe un rămas bun memorabil. Asta le zic, de exemplu, la magazinele fizice, unde lucrez cu vânzători din magazine fizice. Bă, ai făcut lucrurile cum trebuie. Până într-un punct. Bă, nu te neca ca țiganul la mal. Adică, la final, trebuie să existe un rămas bun memorabil. Dar știți, nu rămasul ăla bun, gen pe care l-auzim noi prin toate magazinele. O zi frumoasă! Vă mai așteptăm pe la noi! Nu ăla, că ăla face toată lumea. Nu, vreau altceva, ceva memorabil, să-mi rămână aici în minte. Și mai vreau ceva. Invitația de a mă întoarce înapoi în magazin. Același lucru și la voi, cei care aveți online. Bă, dacă tot am cumpărat ceva de la tine, vreau un rămas bun, nu știu, artificii, ceva, ce vreți voi. Dar știți ce mai vrea? Atunci pe loc, bă, aruncați-mă un cârlig atunci pe loc să mă face să mă mai întorc pe pagină. Felicitări, ai cumpărat de la noi, bravo, ești cel mai deștept, cel mai frumos. Mai vino și peste 2 săptămâni mai intră la noi pe pagină, că o să avem, nu știu, noile modele de. Bă, aruncăm un cârlig. Nu se știe dacă mă mai întorc sau nu mă mai întorc, dar tu fă-ți treaba și aruncăm cârligul să mă întorc înapoi la tine. Asta e un rămas bun memorabil. Și știți cum e chestia asta cu memorabilul? Că uite, citeam ce zicea aici, de exemplu, Florina. Și dacă nu cumperi acel produs, dar te poți întoarce acolo pentru că ți-a rămas în minte experiența și cumperi și în viitor. Sau, de exemplu, zice, mie mi-a oferit un pahar de Prosecco într-un pet shop din Austria. Arată ca un magazin de bijuterii. Normal că am plecat de acolo cu ceva. O să rămân pururi cu magazinul ăla ca model de viitor. De acord. Hai să vă dau un exemplu de la magazin de ăsta, de genți, Coach. Brand celebru. Păi, intri acolo și vrei să-ți iei o geantă, da? Un rucsac. Următoarea chestie când vede, dar nu știu ce să fac, să-mi iau, să nu-mi iau. Bă, și vânzătorul foarte mișto, pregătit, se vedea. Era și stilul ăla gheiuț, că în Soho, în New York, trebuie să fii un pic gheiuț ca să fii în magazinele la, pe fashion. O zic cu toată admirația, să nu o luați în nume de rău sau ceva. Mie îmi plac și băieții și fetele, așa că n-am nicio problemă. Bun. Bă, și omul n-a încercat să te convingă, ia geanta asta, acum, geanta care costa 470 de dolari, o chestie de genul ăsta. Nu. Știți ce a făcut omul? Dar ce-ți place la... Te uitai la două genți, da? Dar ce-ți place la asta? Dar ce-ți place la asta? Auzi, dar mai ai culoarea asta la tine în garderobă? Bă, deci a pus omul niște întrebări atât de mișto, încât nu-ți băga el pe, știi, genul ăla de vânzător? Vai, ce bine îți stă! Nici nu contează cum îți stă, indiferent ce probezi tu, stă bine, normal. Bă, și pe urmă, știi, când deja a văzut că omul e aproape să ia decizia, zice, a, apropo, ca să vedeți de diferențiator competitiv sau valoare adăugată, știi ce putem să facem? Îți alegi tu și îți facem acum pe loc moca
Îți ștanțăm pe o chestie, să o agăți la geanta ta, ștanțăm ce vrei tu. Nu știu, Adi, inimă, New York. Sau mai știu eu ce. Ce vreau eu? Bă, super tare vrăjeala asta mi s-a părut. Tu ți iei un rucsac pe care și-l mai cumpără și alții. Dar căcatul ăla mic pe care ți-l ștanțează acolo pe loc și tu alegi ce să scrie pe el. Deci dacă eu vreau să scrie MPSD, aia îmi scriau oamenii, n-aveau nicio problemă. Mi-l făceau pe loc și chestia aia îmi personaliza întregul rucsac. Exact cumva ceva genul lui Pandora, conceptul lui Pandora. Eu mă uit câteodată, bă, să moară măsa, ce îngrămădeală prin magazinele lui Pandora. Dar de ce? Care e povestea lor? Că tu poți să-ți faci brățara să fie unică, să fie a ta, să nu mai aibă nimeni cum ai tu aranjamentul ăla. Bă, și e plin în magazinul oamenilor. Și uite că am văzut chestia asta, uite că au făcut-o la căuci. Un căcat mic. Adică îți ștanțează pe bucată de piele, pe un label și ți-o atașezi deja la rucsacul tău. Și deja este rucsacul tău și nu mai are nimeni în rucsac ca al tău. Bă, adică o chestie, cum să zic eu, memorabilă. Și cât stai acolo, până ștanțează până la... Dar vrei să bei o apă? Sau o cafea? Da, vreau. Apropo de paharul de Prosecco. Și ți-aduce apă într-o sticluță atât de mică, nu e mare lucru. Sunt acolo 100 de mililitri. Dar sticluța are etichetă pe care scrie căuci. Și e diligența și așa mai departe. Bă, bei apă căuci. Nici nu mai contează. Poate să fie de la robinet. E apă căuci. Deci lucruri memorabile. Noi dacă vrem să vindem, Adrian Cioroianu e numele meu, Sorin. Noi dacă vrem să vindem și vrem să facem chestia asta cu succes, hai să începem să ne gândim un pic și cum putem să fim memorabili în mintea clienților. Ok, diferențiator competitiv, experiență de utilizare, ce putem să facem diferit în abordarea noastră astfel încât să fim memorabili. La un moment dat, la un training, i-am rugat pe oameni să-mi dea numere de telefon ale unor clienți cu care n-au reușit să semneze. Să-i sun eu pe clienții aia să-i întreb de ce nu au semnat. Nu sunam ca să-i pedepsesc pe vânzători. Sunam pur și simplu să învățăm din percepția clientului, că ați văzut de multe ori, una e percepția noastră, alta e percepția clientului. Câteodată nu prea bat. Și am sunat pe unii de la Craiova. Ce să vezi, că dacă eu sunt de felul meu din Craiova, îi și știam. Q-Fort, casa noastră, cel mai mare producător de termopane din România. Bă, și eu când îi sunam pe oameni, îi sunam pe clienți să-i întreb, domnule, de ce nu ați semnat? Ăia care nu semnase. Cum a fost abordarea vânzătorului? Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut? Au zis, domnule, dacă aveți mai multe oferte, cum alegeți, domnule, care sunt criteriile de decizie? Au zis, dar dacă v-a plăcut de vânzător, l-ați fi recomandat și către alții. Dar vânzătorul v-a cerut chestia asta. Și bineînțeles, puteam să-i întreb orice altceva îmi cereau oamenii din sală, că le ziceam de la început. Ziceți-mi ce sunteți curios să știți de la clienți și n-ați aflat niciodată. Că îi întreb eu acum. Îi sunam pe oameni, le povesteam, domne, uite, sunt trainer de vânzări, pregătesc un training pentru echipa acutare. Știu că dumneavoastră ați interacționat cu, am vrea să învățăm și din bune și din rele. Că știți cum e concepția vânzătorului, percepția vânzătorului e diferită de percepția clientului. Și atunci îi întrebam chestiile astea, că una e să o audă de la mine ca trainer sau de la șeful lui, alta e să o audă de la client. Bă, dacă ți-o zice clientul, nu prea mai ai ce să mai comentezi, sincer, la chestia asta. Și l-am întrebat pe ăsta, cum ți s-a părut, domne, vânzătorul ăla? Tony, că-l și știam pe om. Și zice, Adi, dacă mă iei tare, nici măcar nu știu să-ți spun cum îl chema, deși fusese cu 3 săptămâni înainte întâlnirea. Și nici despre ce am vorbit, mare lucru ce mi-a zis el acolo. Și tot el continuă clientul. Lucru foarte nasol pentru vânzător, că dacă mie nu mi-a rămas nimic memorabil aici, despre ce mai vorbim? Despre ce vânzare să vorbim? E, asta cu chestia memorabilă e importantă. Adică, hai să vedem ce găsim memorabil legat de produsul nostru, diferențiatorii aia competitivi.
ce găsim memorabil de legat de, nu știu, firma noastră, brandul nostru, ce găsim memorabil de noi legat ca persoane, ce găsim memorabil legat de abordarea pe care o avem cu clientul. Trebuie să ne diferențiem, să facem lucrurile diferit de cum o fac toți ceilalți. Că dacă nu, de ce ne-ar alege pe noi? Mi-aduc aminte că m-a sunat o tipă, să vedeți o abordare. Și zice așa, bună ziua, domnul Cioroianu. Bună ziua, zic eu. Sunt cutărească de la magazinul de haine de pe Calea Victoriei. Oh, zic eu în mintea mea, vrea să-mi vândă haine. Și mă pregăteam să-i dau reject. La care femeia îmi zice, în primul rând, v-am sunat să vă doresc o zi frumoasă. Și în al doilea rând, voiam să vă rog să treceți pe la noi, pe la magazin, să vă vindem niște haine. Vă dau cuvântul meu de onoare când am auzit-o pe aia. Voiam să vă doresc o zi frumoasă, nu m-am putut abține să nu zâmbesc. Și am zis femeii, doamnă, vin din două motive. Unu, că m-ați făcut să zâmbesc. Doi, că măcar ați încercat să mă abordați altcumva de cum mă abordează majoritatea vânzătorilor. Îi știți pe aia cu Forestul, cu piața de capital. Nu vreți să investiți la noi pe Forest? Forex, cum se numesc? Nu! De ce spuneți nu? Pentru că nu mă interesează. Dar știți despre ce e vorba? Nu știu despre ce este vorba. Și atunci cum puteți spune că nu vă interesează? Bă, deci un script de cacao, de te durea mintea și te apucau pandaliile. Normal că nu o să reacționezi la genul ăsta de om. Normal că vrei să reacționezi când vezi ceva memorabil, ceva diferit. Și mai vreau să mai vedeți o chestie. Chit că faceți chestia asta față în față prin telefon sau online. Bă, uman, știu că e tehnologie și așa mai departe, dar uman. Trebuie să păstrăm o amprentă umană pe ceea ce facem. Adică uman poate să însemne că nu facem tot felul de tehnici, tactici, scheme, butoane și așa mai departe. Știi, suntem ca niște roboți. Avem nevoie de interacțiunea asta umană, să avem o amprentă acolo pusă. Păi ce înseamnă uman? Uman, de exemplu, înseamnă când oamenii te pun în situații jenante. Ca să vă dau niște exemple. Singura ieșire din situațiile jenante este umorul. Asta e singura ieșire. Nu să-i arzi și tu una, că nu te apropie cu nimic de obiectivul tău să iei banii, să fie clientul tău. Dar am avut situații în care m-am dus la un client și mă poftește să iau loc și zice, scrie! Mamă, îmi venea să-i rup perversa de pe târgoga. Și zic cu zâmbetul pe buze că asta e singura ieșire dintr-o situație jenantă. Dacă aveți nevoie de o secretară, de ce nu m-ai zis? Că mă bărbieream și îmi lăsam și părul să crească. Sau m-am dus la un client care îmi zice, nu vreau să aud nimic, mă duceam cu ăștia din asigurări. Făceam training cu ei, ieșeam cu ei pe teren. Nu vreau să aud nimic ce conține cuvântul asigurări. La care zic eu cu zâmbetul pe buze, nicio problemă, domne, că vorbim despre pensii. La care zice unul de acolo din sală, din partea clientului, dar ce sunteți, domne, așa insistent? La care eu îi zic, domne, nu sunt insistent, că nu am venit să vă bag mâna în buzunar, am venit să facem business. Dacă vreți să facem business, bine, dacă nu, ne strângem mâna, ura și la gară. Exact așa am zis, ura și la gară. Valabil pentru toată lumea. Voi toți cei care vindeți, să știți că nu vă duce să le băgați mâna în buzunar oamenilor. Voi vă duce să faceți business cu ei. Dacă oamenii vor să facă business, bine. Dacă nu, ura și la gară. Apropo că scrie cineva aici, evident în contextul clienților din București, hai să vă zic una din Arad, care nu mai e din București. Mă roagă ăștia să-l sun pe unul care avea o fabrică, făcea cârnați, omul. Și îl sun pe ăla și zic că omul nu vrea să audă de asigurări, de chestii de genul ăsta. Și mă roagă pe mine să sun eu pe om. Și zice omul, îi zic lui, domne, uitați, bună ziua, domnul Popescu, bună ziua, zice el. Zic eu, sunt Adrian Cioroianu, dar nu istoricul fostul ministru de externe, ci manager de vânzări la firma asta de asigurări. Unde? La asigurări.
La care îmi zice omul, domne, dacă te prind, îți tai mâna și mă pricep că sunt măcelar. Eu în momentul ăla aveam două opțiuni. Boule și să închid, nu? Dar el nu mă știa pe mine, el nu știa pe el. Și atunci am luat-o și eu pe umor și zic, au zis, domne, să știți că eu cântăresc 107 kg în viu, așa că la mine o să aveți de tăiat, ohoho. Omul a început să râdă. I-a mai aruncat o glumă, a mai aruncat o chestie. Bă, ne-am și văzut, am și bătut palma. Sunt diferite situații în care te pot pune oamenii și jenante. Ideea e să fim umani. Asta e important. Să putem să punem chestia asta în aplicare, să punem tactici tehnici, dar să păstrăm o amprentă umană aici. Am întrebat cineva de pe Facebook dacă un motiv de comeback este o reducere la următoarea vizită pe shop, un produs, dar nu din cele care le-a cumpărat. E chiar indicat. Vă dau un exemplu simplu. Să zicem că eu mi-am cumpărat un aparat foto, cârligul poate fi pentru mine, dom'le, treci peste două săptămâni pe la noi să vezi și ce rame foto avem. Să iei pozele, să le pui pe rama aia foto. Am dat un exemplu stupid, dar este absolut indicat. În zona asta de vânzări există două chestiuni mari și tari pe care putem face. Upselling sau cross-selling. Da? Upselling înseamnă, vă dau cel mai simplu exemplu, McDonald's. Ia să vedeți ce înseamnă cross-selling. Tu te duci acolo și zici, vreau un dublu cheeseburger. Și zice ăla de la McDonald's că sunt foarte mișto antrenați pe chestia asta. Punem și o porție de cartofi lângă. Punem și o băuturică să facem meniu. Punem și o înghețată. Asta este cross-selling. Și în momentul în care ți-a făcut cross-selling, pe urmă omul face și upselling. Facem tot meniu mare pentru 2 lei în plus? Asta este upselling. Vreau să aveți în minte chestia asta cu McDonald's-ul, că e cea mai simplă chestie pe care pot să vă spun ca să vedeți diferența dintre upselling și cross-selling. Noi la Gomag avem sistemul care te ajută. Avem niște GoBots, niște automatizme care pot să-i configurezi în funcție de ce a cumpărat, să-i trimită un mail cu produse pe care tu le stabilești. E foarte bine în ideea în care, băi, trebuie, știți ce se întâmplă? Voi depindeți, de exemplu, cei cu platformele online, depindeți de traficul pe care îl aveți acolo, corect? Ca să aveți trafic, unii care aveți bani faceți advertising, cum s-ar zice, ăia mai săraci, era unul pe aici mai sărăcuț, a zis că e sărac, că n-are buget, nu poți să faci advertising. Dar ce faci dacă n-ai trafic? Cum faci să aduci trafic? Păi faci ce ține de tine, tot ce ține de tine. Luăm clienții existenți. Și luăm clienții existenți și ai măcar să le aruncăm alora un cârlic, să se reîntoarcă măcar aia, să facă niște cumpărături repetitive. I-ai văzut o chestie, nicio problemă, aruncă-i la final cârligul. Poate ține, poate nu ține, dar tu ți-ai făcut treaba ca vânzător. I-ai aruncat. Exact. Vino, domnule, peste două săptămâni să vezi că avem și chestia asta. Să vezi și noilele. Sau poate știi că peste două săptămâni o să dai drumul la o promoție. Domne, mai intră, domne, peste două săptămâni pe la noi, că o să avem o promoție pe altceva, pe alte produse. De genul ăsta. Numai o secundă, ca să nu dispară de aici, din chat, mai am o întrebare, cred că e cine e, Letiția. N-aș vrea să monopolizez așa, spune-mi, te rog, dacă în postura de client ar face diferența faptul că noi alegem să livrăm personal în București versus a folosi curier. Băi, da, vă zic o chestie cinstită. Uite, tort de bezea din București, nu știu dacă știți, tort de bezea, că-mi place bezeaua, de aia 107 kg în viu. Bă, chestia aia că poți să dai, cum să zic eu, să scrie mesajul, să ți-l scrie de mână pe cartonașul ăla, e mișto. Dar asta e o chestie deja old school pe care o fac mulți. O știm de ani, de zile și așa mai departe. Aici unde tu îmi zici, Letiția, tu, Letiția, să zicem, ăsta este produsul tău. Și în loc să trimiți printr-un curier, un curier pe care știm cu toții cum sunt, ce să mai comentăm aici, eu, sincer, la mine, pe strada mea, în Otopeni, știu și cine e băiatul de la Fan Curier, că e același mereu. Și de la DPD, și de la Cargo, și de la nu știu ce. Mai sar și eu din când în când cu o mică atenție, ca să fim oameni.
Adică când mă sună cu 3 minute înainte și zice, ajung în 3 minute la tine și zic, moșule, și cine e acasă? Nimeni. Și zic, du-te și lasă-l, te rog frumos, la magazinul ăla de, cu alcool de peste drum de mine, că îl recuperez eu de acolo. Nu mă mai trezesc cu delea, a, păi știi că procedura, că nu știu ce, că la la la, știi? Adică am făcut și eu un pic de networking cu curierii ăștia, să ne ajutăm unii pe alții. Bun, bă, dar dacă în loc de curier, de un curier, cum să zic eu, neutru, bă, ar veni, uite, mi-ar fi adus ceasul unul dintre cei doi fondatori de la Noah, de exemplu, aș fi căzut pe spate. Deci vă dau cuvântul meu de onoare că aș fi căzut pe spate. Acum, normal că nu o să poți să faci chestia asta la toți clienții tăi, dacă ai o grămadă de clienți. Dar eu cred că la ăia la care o să faci chestia asta, chit că o faci așa, prin sondaj, omul o să cadă pe spate. Și mai e o chestie importantă. Nu de fapt că, cum să zic eu, vai ce important sunt eu că mi-aduci tu. Dar tu dacă mi-aduci tu personal produsul ăla, eu de bun simț știi ce o să fac. Știi ce o să fac, Cosmin, dacă o să vii personal la mine la ușă cu Horinca aia? Mă inviți la un pahar. Exact. Și când te invii la un pahar, pentru tine este motiv să ce? Să-ți mai vând o sticlă. Ok, dar să zicem că nu vrei neapărat să-mi vinzi ceva. Să discutăm. Să discutăm. Și ce poți să afli de la mine? Aproape tot ce mă interesează. Exact. Ce îmi place, cum îmi place, cum mi-ar plăcea să fiu abordat, cum îmi place să primesc lucrurile, pentru că exact așa cum sunt și eu, exact așa sunt și alții care gândesc ca mine. Mai sunt și alții nebuni. Sunt și alții diferiți. Dacă îi apar la ușă, cred că zice la opa, ce cu tine? Vrei să mă ataci, să mă nu știu ce? Dar pentru asta, Letiția, te încurajez. Dacă business-ul tău, produsul tău permit chestia asta, să moară mă, să vreau... Arătați-mi pe ăla care nu vrea să-l vadă pe fondatorul produsului pe care el îl... Cum ar fi mă să vină Steve Jobs la voi să zică, opa, v-am adus iPhone-ul? Sau să vină Bill Gates, sau să vină nu știu care. Deci cred că ar fi, vă dau cuvânt, cred că ar merita înregistrat, ar fi ca în chestiile alea. Uite ce zice Marian. Eu m-am pomenit acum câțiva ani cu americanul din la bloc, mi-a livrat pizza, chiar am fost wow. Apropo de americanul, că l-am văzut acum câteva zile pe stradă, știți ce face americanul? Bă, face pe ghidul, mă, pentru străini. Le prezintă Bucureștiul, pentru că se pricepe, mă, pentru că e un timp mișto. Uite că îmi confirmă aici Marian că acum câțiva ani ți-a adus pizza. E, tot același americanul e capabil să vorbească cu niște străini, să-i facă să se simtă bine. Țin minte acum 2-3 săptămâni, ieșeam de la Enescu ca să mă și laud, că eram la festival să mă culturalizez. Bă, și la ora aia, la 10 și ceva, jumătate, americanul era acolo spre muzeul de artă cu câțiva străini și le povestea. Bă, și de curiozitate am stat să trag urechea. Unul la mână vorbește engleză foarte mișto, doi la mână are un stil atât de mișto să povestească, încât vă dau cuvântul meu de onoare că aș fi stat acolo și eu în continuare să-l ascult. Că omul chiar făcea mișto și diferit lucrurile. Sunt chestii memorabile, sunt chestii mișto pe care poți să le faci și atunci, normal. Nu fac stand-up, dar mi s-a mai zis. Nu ai așa că semăn cu Bordea? Pot să am un amin acolo. Și dacă nu semăn cu Borda, mie îmi place să zic că semăn cu Jason Statham sau cu Vin Diesel. Și mie vine să râd. Bun. Ok. Ce v-ar mai interesa? Unde să ne mai ducem un pic cu discuția? Dacă nu mă am eu în minte niște chestii să povestim, dar... poate v-ar mai interesa pe voi anumite chestii. Eventual, ia să mă mai gândesc eu la niște... apropo de experiențe de astea, se pune foarte mult accent pe chestia asta. Apropo, până la urmă... de exemplu, Letiția, că te duci tu și le duci chestia asta. Asta, din punctul meu de vedere, face parte tot dintr-o experiență de asta de unpacking. Aia cu unpacking the box, parcă așa se numește, că e la mod acum.
Trecem peste iPhone, că toată lumea știe, dar mă uitam de exemplu acum, vă dau două exemple. Mi-am luat o pereche de căști, Bose, asta e, îmi place și mie, pe figuri. Poate fi altele mai bune din punct de vedere tehnic, dar ca brand îmi place și mamă, sunt și atașat emoțional. Pe vremuri, primul meu job part-time a fost la compania din România, care este și în momentul de față distribuitorul oficial al lui Bose în România. Bă, și mă uitam inclusiv la ei. Căștile alea au fost 439 de dolari. Vă zic nu ca să mă laud sau căcaturi de genul ăsta, dar ca să vedeți un pic, că sunt convins că sunteți unii pe aici, dar aveți niște căști mai scumpe decât mi-am luat eu. Bă, da, mă uitam la cutia aia când a trebuit să o deschid. Avea o chestie foarte mișto, ca la brânza topită sau la pateu. De hârtie și pe o parte și pe alta. Și numai chestia aia mișto când trăgeai și se deschidea pe o parte și pe urmă pe alta. Și pe urmă cum ieșea capacul ăla. Bă, deci să mor eu dacă nu era super mișto unpacking-ul ăsta. Toată experiența aia pe care mi-o dădea. Sau pălărie. Că dacă na, nu prea îmi păr, mai îmi place și eu să mai port pălării, să par mai intelectual așa. Borsalino. Borsalino, un brand foarte mișto. Bă, și în momentul în care poți să-ți comanzi, din magazinul lor online și îți vine în România. Bă, când îți vine aia, de când desfaci chestia aia și cutia și cum e pusă pălăria aia acolo, deci totul este impecabil. Bă, mă uitam la chestia asta, e mega, mega important. Mișto. Uite, îmi zice Mihai, să vezi atunci când rup chestia aia, dacă e și un mesaj sub ea care apare în funcție de cum rupi. Foarte tare, o idee foarte mișto. Și apropo de chestia asta, apropo când faceți campanii, sar de la una la alta, mă întorc pe urmă la pălărie. Am o întrebare de la Seleș. Care? Spune tu, mai stăm așa vreo 12 minute. Ok. Seleș spune dacă poți să ne dai exemple prin care să încerci o vânzare prin telefon sau să primești o audiență cu o persoană de decidere. Ok. Îți dau imediat, Seleș, doar să vă zic chestia asta, că trebuie să vă zic. Apropo de campanii și ce fel de campanii face și așa mai departe. Bă, cea mai mișto campanie pe care eu am văzut-o vreodată în viața mea era la Golden Brow. Berea Golden Brow, care se făcea în Craiova. Când se făcea în Craiova și era bună, nu cum se face acum pe lângă București și e de vis. Cea mai tare campanie, promoție, știți care a fost? Era cutie doză de bere de 500. Beai berea și apoi te uitai în cutie să vezi dacă ai câștigat sau nu ceva pe fundul cutiei. Bă, super tare. Asta e campania adevărată. Nu vrăjel de astea ce văd în momentul de față. Bagă, trimite SMS la nu știu ce. Bagă codul pe nu știu ce site. Hai să fim... Aia e campanie mișto. Bei berea și pe urmă vezi dacă ai câștigat ceva sau nu. Nu iei berea, iei codul de pe bere și trimiți și așa mai departe. Ne întoarcem la Borsalino. Totul mișto. Deci e vorba de toată experiența asta. Contează foarte mult tot. Ajungem la Seleș. Exemplu. Vă zic elevator pitch-ul meu pe care îl folosesc eu în momentul în care sun pe cineva pentru prima dată și vreau să-i vând ceva. De fapt, obiectivul meu este că aici trebuie să aveți grijă. Obiectivul vostru poate fi să obțineți o întâlnire cu omul respectiv față în față sau, cum e în cazul unora dintre voi, vreți să faceți toată vânzarea asta prin telefon. Și atunci obiectivul vostru este să obțineți din partea omului timp să discute cu voi în continuare ca să-i vindeți produsul vostru. Un elevator pitch, ăsta este un concept inventat de către compania Nike, aia cu alergătorii. Asta este. E o carte foarte mișto prin librării, vă recomand cu mare drag, se numește Shoe Dog. Sunt memoriile lui Phil Knight, cum a făcut el Nike dintr-o firmă de apartament Imperiu care este în momentul de față. O carte foarte mișto. Pe lângă cartea aia mișto, o vând orice, oricând, oricui, de Adrian Cioroianu. Bun, elevator pitch, vine cineva să-i vândă ăstuia ceva și omul zice, îmi pare rău, n-am timp, trebuie să plec. Cine trebuia să facă vânzarea? Păi cu tare. Bun, să meargă cu mine până la mașină și pe scurt să-mi spună despre ce e vorba. Un elevator pitch prin telefon
are o structură extrem de simplă. Trebuie să ne prezentăm, dar dacă tot ne prezentăm, să o facem într-un mod diferit, într-un mod memorabil pentru cârlig. Trebuie să aruncăm un cârlig omului ca la pescuit. Vrei să scoți peștele din apă? Trebuie să ai cârligul și momeala potrivită în funcție de peștele la care dai. Și atunci trebuie să ai un cârlig să-l faci pe omul ăla interesat să vrea să te asculte în continuare. Și cerere, a treia parte, să-i ceri omului ăla ce vrei de la el. Vrei să stea cu tine următoarele 5 minute în telefon? Cere-i chestia asta. Domne, hai domne să stăm următoarele 5 minute să povestim. Vrei să-l suni mâine? Să stai atunci pe larg de vorbă cu el? Cere-i. Domne, ți-aș propune să te sun mâine la 10 să stăm de vorbă mai în detaliu pe chestia asta. Vrei să te întâlnești cu el? Domne, ți-aș propune să ne vedem. Asta e o structură simplă de elevator pitch. Lucru memorabil, cârlig, cerere. Dacă o Un să. subiect, dacă toți suntem toți serioși, întreabă cum treci de persoanele care răspund la telefon și nu au putere de decidere, cu obiectivul de a ajunge la cei cu. Aici următoarea chestiune. Decât să te arunci ca fata mare la măritat, hai să sun, indiferent pe cine sun, mai bine petreci mai mult timp. Eu am o vorbă, trebuie să găsim persoana cea mai potrivită. Ce înseamnă persoana cea mai potrivită? Persoana care are ultimul cuvânt de spus legat de ce vrei tu să vinzi acolo. Și pe ăla îl sun prima dată. Că tu poți să iei și calea grea a lucrurilor. Sun la secretaria, de la secretaria să-mi facă legătura, nu știu, la vânzări, de la vânzări la marketing, de la marketing la financiar și pe urmă la directorul general. Dacă îmi faci lucrurile de jos în sus, odată că durează foarte mult, doi la mână, te poți trezi că se rupe lanțul iubirii, nu treci de secretar, nu treci de nu știu care prăpădit de pe acolo. Ce te interesează pe tine este să ajungi din prima la persoana cea mai potrivită. Persoana cea mai potrivită este persoana care are ultimul cuvânt de spus legat de ce vrei tu să vinzi acolo. Odată ce ai descoperit cine e persoana aia, următorul lucru la care trebuie să te gândești, tu nu știi pe persoana respectivă, nici el nu te știe pe tine. Dar pe cine știi tu care știe pe persoana respectivă? Și asta se numește coach extern. Încerc să găsesc pe cineva care poate să-mi dea numărul lui de telefon. Ideal ar fi dacă ți-e prieten bun să sune el pentru tine, să zică, bă, Adrian, vezi că o să te sune Seleș. E un băiat bun, vorbește cu el. Iar pe mine, dacă m-a sunat Cosmin și mi-a zis, bă, vezi că te sună Seleș, e un băiat bun, vorbește cu el, eu o să vorbesc cu tine. Pentru că am încredere în Cosmin. Eu îl știu, dar și tu îl știi. Sau Cosmin poate Seleș și zice, bă, fii atent. Ține numărul lui Adrian și îi spui că ai numărul de la mine. Și iar e mișto pentru tine. Sau Cosmin îți zice, Seleș, ține numărul lui Adrian, dar nu îi spui că e de la mine. Și atunci te descurci și vii cu elevator pitch-ul. Deci, ca să eviți persoanele de care nu poți trece chipurile, bă, nu le suna. Serios. Mai bine petreci mai mult timp în partea asta de prospectare, în sensul să vezi cine e persoana cea mai potrivită și să găsești. Sincer vă spun, suntem în România anului de grație 2019. Putem să găsim numărul de telefon al oricui vreți voi din România. Sau adresa de mail, fără probleme. Elevator pitch-ul meu este foarte simplu. Bună ziua! Bună ziua, Cosmin! Sunt Adrian Cioroianu, dar nu sunt istoricul Adrian Cioroianu, fostul minister de externe, ci trainerul de vânzări de la Acknowledge România. Lucru memorabil, da? Diferențiatorul cu istoricul, cu nu știu ce. Urmează cârligul. Cosmin, eu mă pricep cel mai bine să optimizez echipe mari de vânzări și lucrez cu clienți mari, cum ar fi Orange, Vodafone, Bitdefender, MetLife. Și mi-ar plăcea să fac același lucru și pentru echipa ta. Sau mi-ar plăcea să fii și tu clientul meu. Mă, nu-l mint cu nimic pe Cosmin. Asta a fost cârligul. Ar fi ok pentru tine, Cosmin, să trec mâine dimineață pe la tine? Pe la un 10, de exemplu, să stăm de vorbă mai în detaliu? Sau poate, dacă e mai bine pentru tine, luni la ora 2? Ce zici? Asta este elevator pitch-ul meu. Așa trebuie să se întâmple elevator pitch-ul. Structura ne interesează. Lucru memorabil, cârlig, cerere. Și pe aici, pe asta să punem cuvintele noastre. Ai ceva sugestii pentru a vinde cărți? Cărți pentru copii și de dezvoltare personală, autor român, că aia străini se vând, ce-o fi cu noi că nu ne sprijinim autorii. Știu, înțeleg perfect, aici, Florina, și eu sunt un autor român, de-abia am găsit o editură să putem să batem palma, nici nu vreau să mă pornesc cu editurile din România, că o să vorbesc curând, care nu știu decât să cumpere bestseller-uri, chipurile New York Times bestseller, să-l traducă, atât îi costă.
și să pună chipurile o carte care are succes ăla, da? În sfârșit, nici nu mai comentez. La cărți pentru copii sunt două chestiuni. Una, cum ajungi la copiii ăia? Că aici, na, și legislativ vorbind și așa mai departe, sunt niște restricții. Doi la mână, să nu uităm că, de fapt, cartea aia o cumpără părintele. Deci, automat, în momentul în care tu construiești o poveste, trebuie să construiești pe același produs o poveste pentru copilul în sine și o poveste pentru adultul ăla care plătește, până la urmă scoate banul. Ce anume, uite, totul continui. Uite, la treaba asta cu cutia, eu cu asociatul meu avem păreri diferite, mie nu-mi prea pasă cum arată cutia, mă bucur mai mult dacă nu mi-o trântește la brațe și dacă poate găsesc o surpriză. El zice că vrea ambalaje personalizate, că ar fi ok pentru clienți. Acum, uite să luăm asta cu copiii, părinții și copiii. Așa este că pentru orice copil, orice părinte, copilul lui este cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai? Da. Dacă este așa, atunci trebuie să personalizăm. Adică trebuie să-i dăm ocazia, nu știu, să facem cumva să personalizăm, că e conținutul, mai greu conținutul, că e ambalajul, că e ceva, să-l personalizăm unic pentru copilul lui, care este unic la rândul lui printre toți ceilalți copii. Nu știu, cum ar putea să se vândă chestia asta cu cărți pentru copii? Nu știu cât de încântați o să fie părinții, dar carte plus o acadea, o bombonică, o ceva dulce. Carte plus, acum delirez și eu, miros. Bă, să mă rămăsa. Eu dacă aș fi copil, cred că mi-ar plăcea așa o carte cu miros de McDonald's. Sau cu miros de mai știu eu ce. Trebuie ceva pus acolo să nu fie doar o simplă carte. Mie mi se pare că trendul este pentru orice fel de produs vreți voi. Produsul ăla nu mai este pur și simplu doar un simplu produs pentru o singură chestie, ci trebuie să fie o chestie care să răspundă și la alte lucruri. Adi, hai să mai luăm ultima de la Dan pentru Handmade. Ok. Și mai avem și pe Camelia. Cum te poți diferenția când vinzi produse de masă, același brand, același caracteristici, cel mai probabil același preț ca și alți 10 competitori? Alegi din aceeași curier, aceleași condiții de plată. Ce faci, domnule? Ce faci? Cum faci? Păi aici, Camelia, îți spun cinstit. E o chestie cu care ne întâlnim des în vânzări. Bă, acolo unde nu sunt mari diferențe între produse, diferența o face vânzătorul și o face modalitatea de abordare a clientului. Adică chestiile astea mărunte, de la, nu știu, când sună clientul a doua oară și tu răspunzi în loc de alo? Sau casa cu ceai, bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Tu răspunzi, bună ziua, domnul Cioroianu. Opa, deja face diferența. Adică, știți cum e chestia asta? Ca să fac tot o analogie, cum era întrebarea aia care se dea pe la interviuri. Tu conduci într-o noapte, plouă, furtună, tunete, fulgere, piatră și așa mai departe. Într-o stație de autobuz, trei persoane, o bătrânică pe care dacă nu o iei moare și trebuie să o iei, să o duci la spital, posibila iubirea vieții tale și cel mai bun prieten al tău. Tu poți să iei o singură persoană, pe cine iei? Pe cine e Cosmin? Dintre ăștia trei. Bună șanță. O singură persoană. Și răspunde și voi. Pe cine luați? Tu pe cine e Cosmin? Deci bătrânica că moare, trebuie să o duci la spital. Posibilă iubirea vieții tale, nu o să mai vezi niciodată pe urmă. Și cel mai bun prieten al tău. Prieten. A? Prieten. Foarte bine. Un băiat ca lumea, pe prietenie, pe tovărășală, pe băiețească. Altcineva? Vrea cineva să ia bătrânica? Să spună acum sau să teacă pe vecie? E, fiecare dintre voi alegeți un anumit răspuns. Bă, vine unul și zice așa. Dau cheile de la mașină cel mai bun prieten al meu să ia pe bătrânica să o ducă la spital și eu rămân în ploaie acolo în stația de autobuz cu posibila iubirea vieții mele. Bam, bam! Nu înseamnă că a câștigat interviul.
Dar înseamnă că are deja două ture de stadion în fața ta. Exact același lucru și în cazul nostru. Cum te poți diferenția? Bă, când totul e la fel, trebuie să găsești chestii cât de mici să poți să te diferențiezi. Dacă e cazul, le inventezi. Și nu că inventezi ceva feature-uri la produs pe care tu nu le ai, singurele chestii pe care le poți inventa este legate de tine și de abordarea și interacțiunea pe care clientul o are cu tine. Indiferent că este față în față, prin telefon sau online. Zice că mai e o întrebare de la nu știu cine. Da, de la Dan, cred. Sau Mihai întreabă dacă este legal să adaugi plus valoare alimente. Habar nu am, nu știu. Deci chiar nu știu, Mihai, nu mă pricep la chestia asta, adică dacă e legal sau nu e legal. Jobul meu este unul foarte simplu. Să vin cu idei creative. Și pe urmă Pentru accesibilitate. intră băieții cu GDPR-ul, cu, nu știu, cu legal-ul și așa mai departe. Dar primul lucru, hai să fim creativi. Că pe urmă vedem noi ce nu se poate face. Dacă plecăm invers, de la ce nu se poate face, nici nu o să fim creativi. O secundă. Stați un pic că trebuia să iau încărcătorul, că văd că mai am 4% să-mi fi. Totuși să nu dispar ca măgarul în ceață, să dispar așa cum am apărut. Am apărut ca măgarul în ceață, să dispar ca măgarul în ceață. Mai luăm pe cea lui Dan. Dacă pentru handmade accesorii fashion sunt ceva sugestii pentru creșterea vânzărilor. Accesorii fashion. Accesorii fashion, din punctul meu de vedere, pot fi, ca să mă uit, de exemplu, la un bărbat, brățări, nu știu ce ar mai putea fi, niște fulare, șarfe, mișto și așa mai departe. Aș face următoarea comparație, ca să nu mai fac tot cu James Bond. Noi de ce mergem la film, de exemplu? Și stăm 2 ore la film. Bine, unii dintre noi mergem să mâncăm popcorn, nachos, mă apucă toți nervii când îi văd cum ronțe pe acolo și nu mai termină, alții să comenteze. Eu când mă duc la film, nu mănânc popcorn, nu mănânc nachos, nu comentez, vreau să fiu acolo. 2 ore, de fapt, ce fac? Evadez din realitate și sunt într-o altă realitate, cea creată de filmul respectiv. Când vine vorba de fashion, din punctul meu de vedere, trebuie să mă iei din realitatea mea normală și să mă transfer pentru o secundă sau cât o să dureze efectul ăla pentru mine sau de câte ori o să port lucrul ăla într-o altă realitate. Sincer, nu pot să nu observ în momentul în care am la mână Omega Seamaster că oamenii se uită, trag cu ochiul, se uită. Chestia asta mă face să mă simt bine. Ego. Nu pot să nu mă uit când zice lumea, mamă, ce frumos miroși, păi cu ce te speli, cu Molton Brown. Păi, n-am auzit, păi furnizorul ăla. Sau ce ai acolo? Sau ai Borsalino? Sau toate chestiile astea de fashion, din punctul meu de vedere, sunt strict legate, n-aș zice neapărat, știți chestia aia, că sunt de calitate. Bă, chiar sunt de calitate, adică dai un ban în plus, dar unele chestii chiar sunt mișto și de calitate. Dar de fapt este doar o simplă chestiune de ego și de felul în care mă faci să mă simt. Mulți dintre noi habar n-avem cum să ne simțim, dar vrem să ne simțim bine. Și atunci ce trebuie să-mi dai tu cu produsul ăla, trebuie să îmi oferi o opțiune, dacă nu mai multe, în care eu să aleg conștient, da bă, dacă iau produsul ăsta, aleg și opțiunea asta să mă simt în felul ăsta. Nu știu dacă n-am fost cumva cam prea filozofic aici, dar asta este ideea pe care în momentul de față atât de bine pot să o exprim în cuvinte. Când vine vorba de fashion, de accesorii, este doar o chestiune de ego și de cum mă simt. Și tu aia trebuie să-mi dai. Dar eu de multe ori nu știu cum vreau să mă simt neapărat. Și atunci totul trebuie să-mi propui povestea. Celeste, mai are o întrebare, dar l-aș ruga să pună pe e-mail pentru că am depășit dublu timpul și urmează o nouă sesiune. Adi, dacă vrei să-ți lași datele de contact pe chat, Da, site-ul tău, și poți să pui și numele de la linkul de la revistă. numărul meu de telefon, să știți că răspund la telefon. Dacă nu răspund pe loc,
cum sunt, de exemplu, că sunt pe la Sales Bootcamp-ul ăsta. Sun întotdeauna înapoi pe toată lumea care mă sună. Asta este o chestie de bază în business. Bă, nu se poate să nu. Și linkul de la revistă, că întreba trei. Deși acum când o să intrați, s-ar putea să vă speriați ce e acolo, dar mai dați-mi și mie câteva zile să mă rămân, că mă uitam la o chestie. An de zile a mers perfect și arată într-un fel anume revista aia, chiar arăta mișto. M-am trezit acum nu știu cu ce, că e atac, că sunt virus, că ce mi-am virusat serverul, ce am făcut pe acolo. Arată ca dracu. Exact acum știi când era vorba de să vorbim și noi de online, de alte chestii de genul ăsta. Deci în partea asta de business mie mi se pare, sunt două chestiuni importante. Unu, bă, răspundeți la telefon, adică sunați înapoi. Indiferent că știți cine va suna sau nu, trebuie să ai curiozitatea să suni înapoi să vezi despre ce este vorba. Doi, punctualitate. Bine, știu că mănânc cacao, n-ar trebui să vorbesc eu de punctualitate, care am întârziat 17 minute la sesiunea noastră, dar pe cât posibil să încercăm să fim punctuali. Sunt două chestii importante în business. Da. Bun, mulțumim. Așa, salesmagazine.ro, astea mai sunt. Urmăriți și cărțile, vând orice, oricând, oricui, și povești nemuritoare de vânzări. Și o să apară una nouă acum cam într-o lună. Anunț eu și o fac oficială, facem și o deschidere frumoasă, o lansare Nu frumoasă. mai pe grup. Aproape totul despre managementul vânzării. Cineva a găsit un site, a găsit că mi-a făcut site-ul la harcea pace. Vă mulțumesc frumos pentru că ați stat și m-ați urmărit și m-ați ascultat. Mersi și noi și ne auzim. O să mai facem astfel de sesiuni mai lungi, speciale pentru vânzări, eventual. cu mare drag. Trebuie Eu să să pot să mă că necontenit, jur. facem una mai lungă.